părinții mi-au făcut cadou o vacanță aici. Dar tu ce cauți aici? Deci nu se poate. Eu cu tine aici? E o farsă cumva? Mai explicit te rog, că nu te înțeleg. Ce nu înțelegi? Părinții tot m-au trimis pe mine aici în vacanță. Poate ai încurcat căsuța? Pe mine părinții m-au adus cu mașina direct aici. Deci nu se poate așa ceva. Merg acasă. Stai! Tu ce cauți aici? Vacanță, părinți, note bune, cadou. E clar. Cum de n-a apărut și Robert pe aici? Vai, și tu aici? De eu ce am spus? Închide gura! Sophie, am o întrebare. Dar de unde, mă rog, părinții tăi au așa bani să mergi la așa vacanță? De unde? Cred că e vreo donație a școlii. Hai că asta a fost bună, rău! Ce ai spus? Stai că nu te-am auzit. Mai repet o dată. Pardon. Eu merg să mă plimb, că simt că nu mi-ajunge aer aici. Să-ți zic ceva, poți să nu te întorci. Ce căutați voi aici? N-am înțeles. Nu cumva mă urmăriți? Da, ți-ai găsit și pe cine? Pur și simplu, scumpii noștri părinți ne-au organizat o vacanță. Eu cu voi n-am de gând să stau aici. O să sun administrația să-mi schimbe căsuța. Cer scuze. Nu este conexiune. Nici la mine. Nici la mine. Nu, asta nu se poate, nu se poate. Găsit? Nu-i nimic. Ia, pune mai acurat. Oh, mai, stânga, nu, dreapta. Stânga, ia, hai afară. S-a întâmplat ceva? Este, nu mai bat. Am găsit conexiune. Bine? Da, bine, dar am scris și mesaj la administrație și mi-au răspuns încă. Eu plec. Vă las. Stai puțin. Citește mesajul. Așa. Bună ziua, cerem scuze, dar nu avem căsuțe libere. Eu afară nu merg, că-i frig. Păi și eu n-am de gând să eliberez căsuța, prima am venit. Eu din start m-am gândit că de aici nu o să ies. Afară este prea frig. Aici e mai bine. Eu n-am probleme. Mă acomodez aici. Eu stau aici. Nu mă duc nicăieri.
Păi și ce facem? Trebuie să supraviețuim cumva. Acesta este fratele meu, Melissa! Al meu! Melissa! Al meu! Eu o să dorm aici, dar nu cu tine! Melissa! Stai puțin, dar voi ce aveți de când să dormiți? Una pe-un pat și una pe-un pat și noi unde o să dormim? Sigur! Da, este pe-un pat, stai acolo! Așteaptă o clipă. De ce m-ai ignorat până acum? De ce nu-mi răspuns la mesaje? Păi n-am văzut că mi-ai scris. Da, sigur, cum să nu? Fix din ziua când ne-am sărutat, ai dispărut de parcă nici nu existai. Păi am plecat toți în vacanță. Nu e o scuză. De ce, mă rog, faci aici? Poate mergem să bem ceva cald împreună? Bună idee, Melissa. Noi nu am terminat, să știi. Și ce stă? Ceaiul singur nu se va face. Da, da. Hai, Mateo, Robert, faceți un gest frumos. Să vă spun, înțeleg că nu ne supărtăm unul pe altul, dar trebuie să inventăm ceva. Nu o să stăm degeaba aici o săptămână. Știți, eu am o idee. Poate jucăm într-un joc? Adevăr sau provocare? Mie îmi place ideea. Poate. Da. Bine, atunci încep eu. Și o să încep cu... Sophie! Adevăr sau provocare? Adevăr. E adevărat că te dai la iubit străin? Ești sigură că e străin? Robert, adevăr sau provocare? Provocare. Opa! Te provoc să dansezi cu Sophie. Ești sigură, Melissa? Desigur. Mai sigură ca niciodată. Gata, ajunge! Eu aleg provocare. Provocare? Da. Cristian, cea mai bună alegere. Te provoc să mă săruți pe buze. Gata, eu nu mai joc. Ce vă uitați la mine? Gata, nu mai jucăm. Cum ai putut să faci așa ceva? Melissa, ești o scorpie. Da? Serios? Știam deja. Stai așa, acuși vin. Sophie, vrei să fii iubita mea? Dacă îmi promiți să nu avem secrete între noi? Promit, promit. Ei, stai, unde pleci? Dar răspunsul? Sper că este da. Nu știu, nu știu. Stai! Stai! Eu te quiero, pero déjame. No me amas, eso se te ve. Pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver. Solo
Hai că de data asta ți-a mers că m-am lăsat eu. El me decía que esa falda era muy fea. Porque sus celos. Se încat un maraton sau ce? Stai puțin. Păi distrați fără noi? De ce nu, Melissa? Yo te quiero pero déjame. No me amas eso se te ve. Y si sigues pues agárrate. Que esta chica no la vuelva a ver. Yo te quiero pero déjame. No me amas eso se te ve. Y si sigues pues agárrate. Ajunge pe azi. Așa, cine azi gătește? Poate doi doritori? Așa, niciun doritor? Atunci haideți la piatră, hârtie și farfecă. Eu nu am chef de joc. Dar oare de ce? Asta nu se poate. Da, norocoasă mai ești, Sofi. De tine, Cristian, nu mai zic. Să fost eu în locul ei, tot știi cum. N-am știut cum prinț așa ca tine poate să taie așa frumos roșiile și să gătească masă. Tu crezi că eu am crescut cu servitoare care ne făcea mâncare nouă? De ce nu? Noi tot găteam. Eu aud asta. Ce auzi? E cu tremur cumva? Nu, e doar Sofi cu Cristian. Sofi cu Cristian? Ce faci aici? Mâncare? Noi o să mâncăm azi, că mie mi-e foame. Sper că toată mâncarea noastră nu este pe jos. Dar unde Dani? Care Dani? Voi credeți că după notele care le are el, părinții i-ar fi organizat așa vacanță? Și tu nu ești departe de el? De acord, dar nu sunt ultimul. Ești penultimul! Da. Am văzut și eu lista clasei. Chiar că ești penultimul după note. Melissa. De ce am zis? Ce bine am mâncat. Păcat că mi-ați stricat dispoziția. Dar cine au fost bucătarii? Da. Ce faceți? Ce nu erai? Termin. Hai, termină deja. Dacă nu eram noi, nu mâncați voi. Da. Și dacă nu erați voi, mâncam până la urmă. Aha. Da. Păi, vă plictisiți, nu? Da. Da, Melissa. Eu am o propunere să jucăm sticluță. Nu, eu nu vreau. Ce cu voi? Aveți idee cât este de interesant acest joc? Cât? Avem doritori atunci că jucăm. Eu încep. Cristian, cred că ești cel mai norocos că jucăm sticluța. Da. Bine, hai. Nimeni. Eu? Da. Robin. Cristian. Următorul. Da. Hai. Să mai joace și alții. Mateo? Eu? Bine.
Sofie, ce te uiți la Melissa? Sofie! Sofie, mă ridește! Ia stați alea, că noi n-am concretizat regulile. Ce reguli, Melissa? Ai rotit odată, nu? Da. Păi și rândul lui acum, nu? Nu, de două ori rotim. Tu ai rotit de două ori. Păi stai puțin. Nu e corect, nu? De ce, Melissa? Și foarte corect. Acum eu. Da. Acesta numesc eu joc. Da. Nu te străidui așa Robert, de tare, Melissa. Hai. Ai ceva probleme? Hai, hai departe, eu, Mateo. Cred că tu. Cristian? Da, tu. De mână? Poate un pupic? Nu, nu, păi el a rotit, eu dau mâna. Păi cu mine, nu cu el. Hai. Stop, stop, el l-a făcut odată, nu? Păi de două ori. Două ori. A, de două ori? Sofie! Cristian, era pe fundul. Ce are fundul, Melissa? Păi de toate sigur. Exagerez, Melissa! Deasupra! Mulțumesc, n-am știut. All I got is this Polaroid picture. Tine singura. Cred că te iubești foarte mult, da? Păi și normal, nu numai pe mine, dar și încă pe altcineva. Acum. Robert. Mai am încă una, da? Da. Cu fundul, da? Așa, încă o dată. Robert, ai pierdut ceva? Ia, Melissa! Oh! Două ori la rând. Soarta! Acum, Mateo, hai. Gata, ajunge! Sau cu el, sau fără el. Hai să rușcăm mai departe. Pull the drapes in the basement to get away from the world that we couldn't fit in, and how we used to walk those empty streets at night. Va trebui vouă sticluță. Eu cred că e timpul să mergem la culcare. Eu merg la baie. Eu sunt prima. Eu a doua. Eu a treia. Eu a patra. Eu a cincilea, dar... Lovely when I found somebody lovely. And now I'm ready like a... Hai, Melissa, mă repede! Don't call me me. Las-o. I just want someone to love me. Someone to lead you. My desperation. Ce s-a întâmplat? Am verificat. Acuș o să iasă. Și unde te duci? Mâine o să fac baie. Mai repede o să ajung în rândul meu. Fost eu în locul Sofiei. Ce faceți voi acolo? Nu e problema ta. Ba, e chiar problema mea. Atâta timp cât suntem un cuplu, o să fie mereu problema mea, înțeles? Melissa, noi nu suntem un cuplu de mult deja. Bagă-ți asta în cap. Eu nu mai vreau să particip la așa spectacol. Dacă doriți, discutați între patru ochi și nu mă băgați pe mine. Sofie! Asta nu se poate. Fii calmă, Melissa, fii calmă, că nu mai pot atâta, Cristian! Va fi al meu, m-ai înțeles, Sofie? Al meu! O să te gâtui! Mereu a fost al meu și va fi... M-ai înțeles, nu mai pot, nu mai pot! Melissa, calmează-te! Calmează-te, că dacă nu-ți dau o palmă, revine-ți la realitate! Robert, eu nu mai pot, nu mai pot, Robert, nu mai pot. Și ce ai de gând acum să faci?
să mă răzbun. Melissa, revino-ți la viață! Uită de persoana aceasta! Uite în jurul tău câte persoane sunt care țin la tine! Tu ai putea să renunți la mine? Întrebare. Nu! Păi și eu nu pot renunța la Cristian, ce nu înțelegi? Dar stai, fato! Ce vrei de la mine? Ce vrei atâta? Lasă-mă în pace, vreau să fiu singură! Iarăși ai probleme cu paradisul care este doar în capul tău! Paradisul creat în capul meu este realitatea cu care o să vă întâlniți toți! Și în acea realitate sunt doar eu cu Cristian, înțelegi? El este popular, eu sunt populară! Asta e imaginea mea, ce nu vrei să înțelegi? Tu chiar nu vezi că fericirea este în fața ta? Mai bine să nu ne certăm. Haide să facem ce ne-ar plăcea la amândoi. Dacă ai de gând să faci ceea la ce m-am gândit, să știi că ești partenerul perfect. Desigur, altfel nici nu s-ar putea. Avem ceva de discutat. N-am ce discuta cu tine. Îți zic că avem ceva de discutat. Vorba este despre Cristian. Cristian? Da, hai cu mine. Sper că ceea ce mi-am pus în plan să se realizeze. Melissa, ce mi-ai pus la cale? În niciun caz, asta pe tine nu trebuie să te afecteze. Melissa, dar lasă-i în pace odată! Pe cine să las eu în pace? Pe cine, știi tu? Hai să ghicesc, Sophie și Cristian, personajele noastre principale, da? Dar eu cui rămân? Să știi, personajele principale în această poveste sunt eu și Cristian, mai înțeles, nu Sophie. Văd că ești prea încăpăținată și... După cum văd, o să o dai în bară. Vezi tu să o dai în bară. Ai în vedere că mergem afară. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, Melissa? Oare de câte ori să-ți explică? Între noi nu va fi niciodată nimic. Nu voi accepta asta niciodată. Ar trebui, Melissa. Tu nu mai ești așa cum ai fost cândva, sau cel puțin cum credeam eu că erai. Să știi că nu mă poți înlocui cu nimeni. Și știi tu asta foarte bine. Ah, și încă ceva. Nu cred că Sophie ar mai vrea să fie împreună cu tine. Ce vrei să spui prin asta? Nimic. Dar fiecare va răspunde pentru greșelile sale, m-ai înțeles? Ce vrei, Robert? Na, uite! Ce-s cu băieții ăștia bătuți? Și tu cum crezi? Cine oare i-a bătut? Cristian i-a bătut! Eu nu cred că el este în stare de așa ceva. Cristian e diferit față de voi. Și ce, mă rog, te face să crezi asta? El s-a schimbat, Robert. Un om nu poate să se schimbe atât de mult, mai ales când merge vorba despre Cristian. Mulțumește-mi că ți-am arătat fața adevărată lui Cristian, ceea ce pare a fi o mască, Sophie. Sophie! Lasă-mă! Stai puțin, ce ai pățit? Lasă-mă, nu mai vreau să te văd! De ce? Ce-am făcut? Lasă-mă, am spus! Sophie, stai puțin! Lasă-mă! Ești un monstru! Așa cum ai procedat și cu băieții aceia! Care băieți? Știi tu! Eu totul am văzut!
Ce se întâmplă aici? Tu, pleacă de aici. Noi avem ceva de discutat. Noi trebuie să vorbim între patru ochi. Robert, lasă-mă că nu am ce vorbi cu tine. Am uitat și unde m-am pornit acum. Ce să fac? Nu mai pot suporta asta. Nu, mă duc chiar acum și o să rezolv întrebarea. Cum ai putut să faci așa ceva? Dar cred că am fost eu proasta aceea care te-am crezut. Dar tu nu o să te schimbi niciodată, Cristian! Nu ai putut să faci așa ceva, dar cred că am fost eu proasta aceea care te-am crezut. Dar tu nu o să te schimbi niciodată, Cristian! Sophie, lasă-mă, te rog, să-ți explic. Îmi pare rău pentru ceea ce am fost, dar lângă tine vreau să mă schimb. Tu ești persoana care mă face să tresar atunci când îmi rostești numele. Dacă ai încredere în mine, o să înțelegi că Melissa doar e geloasă și vrea să se bage între noi. Nu mă vede cu altcineva și nu știu cum să-i explic să înțeleagă asta. Nu mai știu ce să cred. Vreau să am încredere în tine, dar mereu apare ceva și strică totul. Sophie! Cât pot să te explic? Că el nu se va schimba pentru tine. Oare ce vrei să-ți mai demonstrez? Melissa, lasă-ne în pace. Mă faci să vreau să te urăsc. Nu mai vreau să fiu cu tine. M-am îndrăgostit de Sophie. Cum să te fac să înțelegi asta? O să vă pară rău. Melissa, ce ai? Nimic. De parcă n-am văzut că ai plâns. Ce ai? Ți-am spus că nimic. Din nou, Cristian, da? Ce vrei să faci, Robert? Ce ai atâta cu Melissa? Robert, nimic n-am eu cu Melissa. Lasă-mă, te rog. Eu cu tine vorbesc. Ce ai cu Melissa, te-am întrebat. Ți-am spus că nimic nu am cu ea. Nu știu ce caută de treabă. Dar de ce atunci ea plânge? De ce o întreabă? Eu de unde să știu de ce ea plânge? Ascultă-mă atent. Îți dau una, te fac portret pe acest perete. Îmi pare că trebuie întreci măsura acum. Tu cu cine crezi că te-ai pui în vorbă, a? Eu băieți, pentru Melissa... Băieți, liniștiți-vă! Cristian, Robert, ce-a spus? El nu știe cum să se comporte cu o fată. Ce cu tine, Robert? Trezește-te! Dar liniștiți-vă odată! Cristian, ce ați pățit? Voi doar sunteți prieteni. Sophie, asta este dovada la cât de mult se poate schimba un băiat din cauza unei fete. Sophie, 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 te-am avertizat doar. Opa, ce avem aici? Valiza lui Mateo. Baby, should we lie about it? Do we still pretend that we're okay? Like nothing's going on here. Așa. Acum ce fac cu ei? Ce avem noi aici? Geaca Sofiei. Nu vine să cred. Sofie, ce ai făcut? Aoleu! Am uitat ceva.
n-am înțeles. Unde sunt banii? Și am uitat acasă? Straniu. Poate am pus pe raft aici. De ce cauți? Bani. Ai pierdut banii? Mateo a pierdut banii, hai să-l ajutăm! Nu i-am pierdut, banii erau în valize și acum nu sunt! Și atunci? Și atunci a luat cineva! Corect! Atunci cine a luat banii, vă rog frumos, puneți-i înapoi în valiză! Văd că e liniște totală. Nimeni n-a văzut și n-a luat nimic. Lasă, Mateo, că mă descurc eu. Așa, al lui Cristian, cred că n-are rost să caut în ea. A mea? Dar haideți să nu spuneți că n-o fac bine, o să caut în a mea. Nimic! Robert, puține șanse, dar la fel n-am găsit nimic. Și a cui a rămas aici? A Sofiei. Ce avem noi aici? Dar nu se poate. Banii dispăruți. Da! Sunt banii mei! Sofi, pe lângă iubiți, văd că furi și bani. Știam eu că ești săracă, dar nu chiar într-atât. Puteai, dragă, să vii la mine să ceri, că eu avea să te ajut cu mare plăcere. Eu nu am furat nimic, Melissa. Eu nu știu ce caută banii aceștia la mine, dar cred că îmi dau seama. Dacă tu ești geloasă pe mine și pe Cristian, nu trebuie să faci scenariul acesta ca să mă înjosești. Melissa, ajunge! Să o înjosești atâta pe Sofie. Sofie, hai cu mine. Ce s-a întâmplat? Dar oare ce s-a întâmplat? I-am dat o mică lecție Sofiei. Dar după cum văd, nu prea ți-a reușit. Nu mi-a reușit acum? O să-mi reușească data viitoare. Crezi că mă las aici bătută sau ce? Nici nu mă îndoiesc de tine. Păi și atunci de ce mă întrebi? O să am mereu încredere în tine și nu cred nimic din ceea ce spune Melissa. Sofie! Și dorme. Sofie! Cristian, dă-mi pace, lasă-mă să dorm. Melissa! Melissa! Dormi? Sofie! Fetelor, hai treziți-vă! Hai treziți-vă, că e dimineață deja! Hai, vă dăm 5 minute și veniți la terasă! Bine? Bine! Nu s-au trezit așa? După cum se vede, nu. Și acum ce faci? Le lăsăm să doarmă.
Lăsăm să doarmă? Da, ei, lăsăm să doarmă. Acum și inventăm noi ceva. Melissa, trebuie să vorbim ceva. Ce mai ai, Robert? Azi noapte am avut un coșmar. Și? În care tu plângeai și plângeai și plângeai. Și nu vreau să te mai văd că suferi din cauza lui Cristian. Dar eu îl iubesc. Uite, tu ești fata care eu mereu mi-am dorit-o. Ești îndrăzneață, inteligentă și ai și niște ochi frumoși. Și nu mă interesează trecutul care l-ai avut tu cu Cristian. O să uităm de tot. Și vreau doar să știi că eu foarte, foarte mult te iubesc. Vreau să fii iubita mea. Înțelege, Robert. Eu la fel te iubesc. Dar ca pe un prieten. Pot să spun ca cel mai bun prieten. Tu mereu mi-ai fost alături atunci când mi-a fost cel mai greu. Mai ales când a plecat mama. Dar eu nu vreau să stric prietenia aceasta pentru o relație, înțelegi? Și înțelege că eu nu pot să las pe Cristian. Nu pot. Și accept asta odată și pentru totdeauna dacă vrei să fii alături de mine. Înțelegi că el nu este persoana ta. El nu a fost, nu este și nici nu o să fie. Pentru că dacă era să fie, avea să fiți până acum împreună. Și nu avea să fie cu alta. Și vrei să-mi spui că el acum și-a găsit persoana potrivită, da? Ce nu vezi? Că el și-a găsit persoana potrivită. Asta este realitatea. Și gata. Știi ce? Nu mai am nevoie de așa prieten. Cândva îmi spuneai, o să te ajut să te împaci Cristian, dar acum îmi spui că am făcut o mare greșeală? Asta nu e greșeală că vreau să am persoana iubită alături de mine. Ce nu înțelegi? Știi ce? Las-o baltă. Ai făcut o greșeală mare refuzându-mă. Și pe urmă o să-ți pară rău. Și da, te-am ajutat cu Cristian și am vrut să te ajut. Ca să mă apropii de tine și să petrec cât mai mult timp cu tine. Pentru că eu te iubesc, prostuțu, dar tu ești prea oarbă să vezi asta. Bună, Robert! Ce s-a mai întâmplat? De ce nu vorbești cu mine? Serios? Ce s-a întâmplat? Tu mă întrebi ce s-a întâmplat? Ți-am dat inima și mi-ai călcat-o, după ai rupt-o în bucățele și mai dai așa întrebări? Hai să nu dramatizăm. Din acest motiv te-ai supărat? Ce încăpățânat mai ești? Da, Melissa, cum de ți-ai dat seama? Acum lasă-mă în pace, nu mai vreau să aud nimic de tine. Robert, cum îți permiți să vorbești așa cu mine? Mă auzi, o să-ți pară rău! Robert, îți place să duci oamenii în eroare? Ce mai vrei și tu? Despre ce vorbești? De ce ai arătat Sofiei niște poze cu niște băieți bătuți și ai spus că eu i-am bătut? Te simți mândru că ai făcut asta? De ce ne pui piedici nouă dacă îți place ție de Melissa? Am vrut să o văd fericită și de asta am vrut să o ajut să scape de Sofie, ca să fie cu tine, pentru că te iubește. De unde știi că mă iubește? Poate e doar o iluzie care ți-o bagă ție în cap.
Și ce, mă rog, te face să crezi asta? E atât de evident, dar tu nu vezi asta. Just let me hold you tight until we fade away. Oare unde este Sophie? De mult nu am văzut-o. Poate este afară? Ia stai un pic și gândește-te, dacă nu ne cazam din greșeală toți într-o căsuță, nu era să avem atâtea evenimente și amintiri frumoase. Ai dreptate. Da? Uite ce repede curge apa, vezi? Da. Și se formează și vârtejul. Deci dacă cazi în apă, nu mai ieși viu de aici. Și eu nu pot înota, Cristian. V-ați supărat din cauza la niște chestii atât de mărunte? Yes, I should have known. Later on the freeway, suddenly my left front tire explodes. Nu e bine așa, trebuie să rezolv problema. Melissa, Melissa, vino mai repede, este conexiune acolo. Hai mai repede să mă tratezi. Sophie, Sophie, te cheamă Cristian. Nu vreau să vorbesc cu el. E ceva urgent. Cristian, Cristian, te chemat Sophie. S-a întâmplat ceva cu Melissa! Hai mai repede! Da, Sophie! Ce vrei, Cristian? Melissa, ce s-a întâmplat? Ce-ai vrut? Nimic, lasă-mă! Veniți toți la mine! Voi ce, ați venit la tabăr aici numai să stați bosoflați și supărați? Și ce propui? Să petrecem timpul frumos. Și ce-i cu asta? Este joc 1. Acesta este un joc copilăresc, Mateo. Dar parcă n-ați vrut să jucați. Ce repede ați luat toți cărțile, a? Hai, Melissa! Am spus că e un joc copilărie. Așa, aici câți cărți? Stai, 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 ca să... Nu tu. Unu, așa, patru, așa... 8 cărți mai iați. Cel din spate și 8 cărți.
Voi ați înțeles că cine rămâne fără pet câștigă, da? Eu o să-l blochez pe Cristian. Și eu te blochez pe tine. Și eu blochez pe el. Și pe tine te blochez. Și eu blochez pe voi doi. Tu nu poți să pui cartea. Eu te-am blocat, tu n-ai voie să scoți de mână. Așa că mie luăm tot ce crezi. Așa, blochează pe... Știi tu cine, da? Mie îmi place să-l blochezi. Da. Să stea blocat. Ești blocat? Rău. Sofie? Blocată, dragă. Blocat. 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 Stai, tu nu poți să pui. Tu trebuie să pui. Nu, ai blocat-o pe ea? Da. Eu o să schimb înapoi rândul la ea. Oh. O să mergem așa împotriva cesornicului. Și eu tot. Și eu tot. Unu. Mi-a căzut și telefonul, dar am câștigat. Am zis eu că nu-i bun jocul acesta. Da. Nu-mi place. De mie îmi place. Cei mai puternici permanent câștigă. Melissa a trișat, sunt sigură. Da. Am spus că e joc copilăresc, da. Și o să ne certăm Sofie, mai tare. Sofie, eu sunt de acord cu tine. Robert, zic că am câștigat. Lasă-mi tot ce zic, nu? Robert. Eu te susțin. Robert, te calmează-te odată. Melissa. Told you I'm not yours. Anymore. No, I'm not yours. So why are you trying to hold? Hai, Robert, nu te supăra. Poate puțin doar am exagerat. Vrem pace. Robert, hai fi băiat bun. Robert, ți-am permis cumva să intri aici? Eu n-am cerut permisiunea. Cât poți să fii supărat? Bună întrebare, cât? Atâta timp cât tu o să te porți așa, eu o să fiu supărat. Dar tu cum te porți? La tine te-ai uitat? Da. Ești mai departe de mine, sincer. Sigur? Da. Eu cred că eu sunt cela care își arată dragostea față de cineva, dar nu ca cineva care acceptă doar prietenie. Hai, lăsăm. Acum merge vorba de cărți, nu? De asta te-ai supărat, că ți-a ajuns o cățulică mică în față, nu? Serios? Doar o carte? Da! Ai permanent te faci victimă. Gata, lăsăm tema aceasta. Nu mai vreau să aud nimic. Pleacă de aici, eu vreau să ies. Eu nu mai vreau să aud nimic. Este cineva aici? Deschideți ușa, nu mai vreau să stau aici. Blocată? Deschideți ușa! Aude cineva! Permanent, din cauza ta nu mai probleme. Din cauza mea? Da, din cauza ta. Nu te întoarce cu spate când da, vorbesc cu tine. Da, lasă-mă! La voi totul e bine, văd. Nu, Cristian, n-ai înțeles corect. Încă mai ești supărată pe Cristian? Cum să nu, Melissa? Mereu face niște glume proaste. Păi de data aceasta ce-a făcut? Nici nu mai țin minte. Sunt umflată deja. Mă doare capul. Dar tu ce ai pățit cu Robert? Robert întrece toate limitele. Nu știe când să se oprească și unde trebuie să se oprească. Eu merg la somn, Melissa. Mergi? Da, mi-e foarte somn. Ce, ai de gând să dormi la ora asta? Să dorm la ora asta? Numai găinile dorm la ora asta. Și fetele noastre. Da. Adică. Știi? Am vrut să te întreb. Dar ce ai pățit tu cu Sofie? Ei, Sofie, se supără prea repede. Dar tu cu Melissa ce ai pățit? Melissa nu mă înțelege. Se pare că ambele nu ne înțeleg. Da. Fetele astea. E foarte complicat cu ele. Dar și fără ele e greu. De acord. Stai într-un loc. Nu-mi găsesc locul. Sincer să-ți spun, am așa o senzație că nu mi-ajunge ceva.
Aș zice parcă aș vrea o aventură. Mă înțelegi ce vreau să zic? Da, da, știi, și eu parcă aș dori așa niște pozne să facem. Fetele noastre? Bună idee! Te gândești la ce mă gândesc și eu? Nu. Boxa ai luat-o? Da. Așa, punem sunet de fantome sau lătrat de câini? Nu, las că am eu o idee. Asta a fost intenția noastră. Am vrut să facem o mică glumă. Mică glumă? Da, ca să mai uităm de toate evenimentele la care am fost expuși în ultimul timp. Da, dar pentru noi n-a fost o glumă. Deci, să zicem că te-ai speriat atât de tare. Da, m-am speriat! Nu-mi vine să cred. Deci nu-mi vine să cred. Regina farselor și s-a speriat. Cum așa? Așa e simplu. Păi uite, dacă avea să fac eu această farsă, crede-mă că ieșea cu mult mai bine. Fii sigur. Nici nu mă îndoiesc. Lasă că să-ți arăt totul la timpul lui. Așteaptă-te, dragul meu, vezi, dormi noapte bine, strâns. Că o să aibă cine să te trezească, știi, așa brusc. Doar știi că eu tot din dragoste o fac. Din dragoste? O dragoste prietenească. Hai, vină la mine, hai, vină la mine. Felicitări cu 1 aprilie! Păi, dar nu e 1 aprilie. Ce-i cu tine? Nu contează. A fost o farsă bună, nu? Bine, lăsăm glumele. Hai! Felicitări cu 2 aprilie! Gata, iartă-mă. Scuze, n-am vrut. Hai, bine încoace. Bagă-ți mintele la loc. Simți? Nu? Lasă-mă în pace, Cristian! Hai, nu-mi spune că nu ți-a trecut supărarea. Nu, nu mi-a trecut. Hai, nu mai fă pe mândră, că știu că repede îți trece supărarea. Nu-i mai trece și nu mai sunt o mândră. Ei, mândrele sunt acelea toate care le aveai tu. Care? Eu n-am avut nicio mândră. Ai una să învârtești pe aici și te caută mereu. Nu, ea pur și simplu nu înțelege că nu-i mândra mea. Mm-hmm. Tu ești mândra mea. Cristian, mie da? Nu-mi plac vorbele astea. De ce? Pe mine să mă tratezi cum eu vreau, nu ca pe toate. A, bine. Hai, gine la mine. Hai, cuprinde. Hai, ghili. Mă cuprinzi? Hai, dă-mi îmbrățișare.
Haide, haide. Da, mereu am fost așa în șarote de la căruță. Mă întreb oare, ce caut eu aici, dacă tot s-a uitat de mine? Da, n-am ce caut aici. Oricum, nu mă observă nimic, mă duc la o plimbărică. Ahora yo entiendo toda la gravedad. Tú tan hermoso y no te ofrezco nada. Solo recibo y no te puedo dar. Lo que tú quieras, baby, la verás. Aunque bebé yo te llené de Dior, no se arregla esta relación. Lo que yo puedo es pedir perdón, porque no siento lo que sientes vos. Perdona la actitud que yo tengo hacia ti. Yo me pongo inseguro cuando tú quieres estar cerquita de mí. No interesante, solo interesadas a quien desvestir. No sé si es amor o es que quiero estar solo. Ce facem acum? Păi jucăm în ceva, nu? De cât ce? Suntem? 1, 2, 3, 4. 4. Lipsește cineva? Mateo! Mateo? Unde-i Mateo? Cred că e la baie. Da, da, da. La baie? Oh. Sigur. A, e bine. Păi să-l chemăm, nu? La baie? Nu. Nu, a, e bine. E undeva pe aici, pe afară, cred. Da. În ce jucăm? Stai puțin, afară e noapte, nu? Da, e târziu. Da, și ia stai puțin. E la terasă? Nu. Straniu, Mateo? Mateo, noaptea, noi. Când ultima dată l-ați văzut? Păi este ceva timp, noi ne... A, ziua era. Ziua? La ce oră ziua? Nu țin minte. Vreo 3 ore în urmă, pe la 4. De 3 ore nimeni nu l-a văzut, adică? Nu. Păi noi am fost împreună, Cristian. Melissa? Voi? Unde credeți ați fost? Că eu îi duc grijă? Robert, eu nu l-am văzut. Ok. Straniu. Eu propun să jucăm fără el. Păi cum să jucăm, Melissa? E noapte afară, el nu-i, nu ne-a spus la nimeni nimic? E băiat mare. Și noi cum? Lăsăm așa? Suntem indiferenți? Cine știe, a ieșit la întâlnire cu cineva. Interesant, cu cine ar putea ia să iasă la întâlnire? Noapte. Luând în considerație că noi suntem prima dată aici, pe cine îl poți să știi? Logic. Semnal nu avea. Ia stați puțin, eu pe Cristian că l-am cunoscut, noi din prima zi am ieșit la întâlnire. Lasă, Melissa. Crezi că a întâlnit pe cineva aici, Mateo? Păi și de ce nu? Tu doar pe mine m-ai întâlnit. Tot la o tabără. Mateo este așa mai... Hai zi cum e. Vrei să zici ceva rău despre Mateo cumva? Să zici de mine? Ce vă uitați la mine? Nu vă înțeleg. Am zis ceva ce nu trebuie? Dacă vreți, puteți să mergeți afară și să vedeți dacă este. Păi s-a uitat Melissa, a spus că nu-i nimeni. Este noapte. Cu ce să vedem? Faceți un cerc pe împrejurul căsuții și cătați-l poate e după casă. Eu am altă idee, să mergem toți împreună să-l căutăm. Unde să-l căutăm? Peste tot! Afară? În tabără! Da, Melissa! Știi câte grade sunt afară? Păi ne îmbrăcăm bine și mergem. Dacă tu erai rătăcită pe undeva pe aici, noi mergeam toți să te căutăm. Împărneam GPS-ul, dacă eram rătăcită. Care GPS? Nu avem semnal aici. Eu îl găseam, cum l-am găsit și pe Cristian. Iar, Melissa, povestea ta, dar lasă-l odată, fat-o! Hai să ne gândim logic! Bine, bine, gândim logic. Eu propun să-l căutăm pe Mateo. Unde? Dacă peste tot? Aici? Nu, afară, peste tot. Păi, haide, eu am propus asta. Nu contează. Contează. Eu am propus asta, Sofie. Cine a propus? Haideți să mergem. Stai!
cine a propus. Cine a propus? Cine a propus, prietene? Știi foarte bine cine a propus. Înțeles, Sofie? Am înțeles foarte bine. Haideți să mergem să-l căutăm. Noi o să-l găsim. Să știi că am făcut asta pentru tine. Bine, bine, hai să mergem. Mateo? Poate e în spatele casei? Băieți, ia mergeți și verificați. Faceți un cerc. Hai, Sper să-l găsească. Chiar nu am chef să umblu acum noaptea. Ai chef, n-ai chef? Noi oricum trebuie să-l găsim. Hai, Sofi, nu începe. Și așa e frig. Ștenul meu nu este deprins la așa temperatură. Trebuie să spui mai multe fond de ten și aveți stăi la temperatură. Păi asta și e idee. Protecție, straturi. Nu e nicăieri. Serios? Asta ce înseamnă că Mateo a dispărut? Dispărut! Mai pe scurt, eu zic să ne despărțim, ca să ne creștem șansele de a-l găsi. Cum? Acum noapte să umblăm singuri? Da, pentru că este prietenul nostru și eu cred că ar trebui să-l căutăm. Neapărat, dar ne întoarcem tot aici. Bine. Ne ajunge un rătăcit, bine? Să nu uite, Mateo, ce facem noi pentru el. Hai, e timpul să plecăm. Să mergem. Ai grijă! Să te căutăm pe tine. Și iată, am ajuns aici. Pe mine? Eu nici nu credeam că o să simțiți lipsa mea. Nu vorbi prostii, Mateo. Ești prietenul nostru. Acum în ce direcție o apucăm? Dacă avea să știu, crezi că mă rătăceam? Ce-ai la picior? Am căzut și m-am lovit la picior. Numai nu-mi spune că ne-am rătăcit ambii. Cam așa se pare. Mă las bătută, nu-l găsesc. Dar cine știe, poate cineva deja l-a găsit și de mult așteaptă la căsuță. L-ați găsit? Nu e nimeni? Sper că l-au găsit și sunt deja pe drum. O să-i aștept deja aici, nu mai ies. Da. Sper că cineva l-a găsit. Mă dau bătut.
Merg să văd la casuță. Melissa, ești în regulă? Robert, credeam că toți v-ați rătăcit. Melissa! Robert! Melissa, ești bine? Dar tu ești bine? Da. De ce faci asta cu mine? A venit cineva! Cristian, l-ai găsit pe Mateo? A intrat într-un moment foarte nepotrivit. Lasă prostiile, acum Mateo ne interesează. Scoate-ți-o dată din cap. Îl vedeți cumva cu mine? Dar stați puțin, cum putem noi să-l găsim dacă suntem toți aici? Dar eu cred că lipsește cineva. Și asta este Sophie. Sophie? Unde e Sophie? Pe mine mă întreb. Mateo, mi-e frică! Sophie? Nu s-a întors? Eu sunt sigură că Sophie l-a găsit deja pe Mateo și acum se întorc. Da? Și dacă nu? Sophie este fată mare, așa că o să se descurce. Robert, așa ușor vorbești, dar dacă era Melissa în locul Sophiei, ce era să faci? Ce comparație, asta deja e altceva. Atunci vezi? Eu plec în căutarea ei. Cristian, unde ești? Am nevoie de tine. Ce noapte e afară. Sophie, unde ești? Cristian, unde ești? Mateo, nu mai dăm de capăt! Ajutor! 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 Sophie? Ajutor! Sophie! Cristian? Cristian! Cristian! Sophie! Sophie! Ești bine? Da! Mateo, salut! Salut! Hai să mergem! Să mergem! Ce-ai pățit? Ce-ai pățit la picior? L-am lovit la picior. Te-ai lovit? Da. Dă-ți eu în brațe. Nu se aud. Ce zici? A găsit-o? Mateo! Uitați-vă! Sophie! Sophie, ce-ai pățit? Sophie! Mateo, da. Sunteți bine? Da, da. Găsești pe Mateo și pe Sophie. Sophie, ești ok? Da. Hai să mergem. Hai, intrați la cald. Mateo, multă minte ți-a trebuit să organizezi o așa plimbărică. Știi, tare mi-a fost dor de sarcasmul tău. Sunt foarte bucuroasă să aud asta de la tine. Am auzit că locul acesta este bântuit. Da, și eu am auzit de asta. Fantoma copilului dispărut încă umblă pe aici. Mulți l-au văzut pe lângă căsuța numărul 1. Păi aceasta e. Da. Da? Și ce s-a întâmplat mai departe? Au fost niște copii ca noi aici la odihnă și unul a plecat la plimbare și nu s-a mai întors. Nimeni nu l-a mai văzut niciodată. Se zice că și până acum părinții lui trec noaptea pe aici și îl caută și îl strigă. Poți să auzi asta? Da. Melissa, vrei să lăsăm totul așa? Sau să-i spunem un mare mulțumesc pentru ceea ce au făcut?
Îmi place cum gândești. Avem nevoie de un plan? Am o idee. Super. Băieți, a venit curierul cu pizza. Mergeți să ne ajutați. Da, e foarte multă și el deja așteaptă. Rog. Pizza? Pizza? Da, ne place pizza. Să mergem, să mergem. Hai, repede, pijor, pijor. Nu-i nici o pizza, ne-au păcălit, nu? Da, dar ce temperatură este afară? Cred că e sub 0 grade, e cam frig. E foarte frig. Fetelor, deschideți ușa! Da, vă rog frumos, o să înghițăm!